Dosarul Lotul Peștișan vizează modul în care Primăria Peștișani a început lucrările de modernizare a unei baze școlare, precum și realizarea unei baze sportive. Anchetatorii constatând că autoritățile locale au făcut plăți pentru lucrări neefectuate, iar primarul din Peștișan, Florin Pavel, ar fi primit mită în bani și în lucrări. De asemenea, ancheta a urmărit și încheierea dubioasă a unui contract de cesiune de creanță între persoane fizice în care a fost implicată și primăria condusă de Florin Pavel. Acuzațiile pentru cei 6 inculpați în dosarul care vizează prejudiciile aduse primăriei Peștișan sunt următoarele. Primarul Florin Pavel este acuzat de abuz în serviciu contra intereselor publice cu consecințe deosebit de grave, luare de mită și neglijență în serviciu. Senatorul Dian Popescu este acuzat de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice cu consecințe deosebit de grave, uz de fals și dare de mită. Fratele său Titus Popescu este acuzat de complicitate în abuz în serviciu contra intereselor publice cu consecințe deosebit de grave și fals în înscrisuri sub semnătură privată. De asemenea, dirigintele de șantier Nicolae Isar este acuzat de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice cu consecințe deosebit de grave și fals material în înscrisuri oficiale, iar omul de afaceri Dan Radu Floarea de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice cu consecințe deosebit de grave, instigare la abuz în serviciu contra intereselor publice cu consecințe deosebit de grave, uz de fals și dare de mită. Nu în ultimul rând, Dumitru Pârvulescu a fost judecat pentru instigare la abuz în serviciu contra intereselor publice cu consecințe deosebit de grave. La data trimiterii în judecată, Dumitru Pârvulescu era secretar general adjunct în Ministerul Economiei.